Bine v-am găsit! Sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. În prima parte a emisiunii noastre de astăzi vorbim despre animalele de companie, despre felul în care le îngrijim și despre felul în care ne comportăm în societate când suntem alături de acestea. I-am invitat alături de noi pe Alina Albu, conferențiar universitar doctor la Departamentul de Psihopedagogie al UBB, care este și președintele Centrului de Studiu al Interacțiunii Om-Animal, Alina Rus, da? De asemenea, este alături de noi Horațiu Stan de la Asociația Kinologică Română. Ca să ajungem la un subiect de la care să pornim, l-am invitat alături de noi și pe Mihai Răzvan Meseșan prin telefon. Este un proprietar de câine care ne va descrie experiența prin care a trecut. Apoi noi vom comenta ceea ce i s-a întâmplat domnului Meseșan și vom generaliza, cum spuneam, ducând discuția la relația dintre om și animalul său de companie. Vă salut, domnule Meseșan. Bună ziua. Vă rog să ne povestiți, ca să ne dați un subiect de discuție în emisiunea noastră de astăzi. Ce vi s-a întâmplat și unde vi s-a întâmplat? În urmă cu o săptămână am mers cu cățelul, am un labrador de un anișor, am mers în țarcul de căței și între timp a venit un domn cu un ciobănesc german. După ce a dat drumul la un minut, două, nici nu, instant o sărit la scandal și în urma conflictului mi-a mușcat cățelul. Proprietarul instant și-a luat cățelul și a plecat. N-am mai stat la discuții să vedem dacă sunt ok căței, cum rezolvăm. Imediat după aceasta s-a luat și a plecat. Și cum ați rezolvat? Ce s-a întâmplat mai departe? N-am reușit să mai dau de dânsul. Am mai evitat să ies în țarc cu cățelul. Am evitat, l-am tratat acasă și acum e ok. Da, deci s-a făcut bine, nu sunt probleme da, grave. Da, și-a revenit. A avut o mușcătură, un colț, practic. Mm-hmm. Și n-ați reușit să fiți pe fază, să, nu știu, care era îndatorirea dumneavoastră, care era îndatorirea domnului care avea ciobănescul german? Îndatorirea domnului era, în primul rând, să-l supravegheze, să nu fie lăsat la întâmplare în sarcă alături de alți căței. După care să, nu știu, să prevină cumva evenimentele. Înainte, cu câteva minute, a venit al câine mai mare, a plecat imediat dânsul cu el, cu ciobănescu, după care a revenit. Și la fel, i-a dat drumul fără botniță, fără lesă, fără să fie supravegheat, la distanțe destul de considerabile de dânsul. Bun, dar dacă a studiat un pic legile și hotărârile de consiliu local, acel ciobănesc german trebuia să aibă botniță? Teoretic, nu intră la rasa de câine agresiv, dar având în vedere comportamentul lui, părerea mea că în țarc, lăsându-l liber, ar fi trebuit să aibă. Mulțumesc foarte mult, domnule Mihai Răzvan Meseșan, și ne pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Să sperăm că labradorul dumneavoastră se va face complet bine și nu va mai trece printr-o astfel de experiență. Cum spuneam, discutăm de la particular cazul domnului Meseșan la general despre cum ne îngrijim câinii, cum știm să avem grijă de ei, cum îi cunoaștem până la urmă, pentru că odată ce îi cunoaștem știm și felul în care trebuie ei, nu știu, manageriați în relația cu alte animale. Cum spuneam, doamna Alina Rus, domnul Horațiu Stan și s-a alăturat discuției și doamna Anca Georgescu, director executiv al Asociației TAC Social Transilvania Animal Care. Vă salut și mulțumesc că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Mulțumim pentru invitație. O să vă rog să îmi spuneți o părere despre cazul domnului Meseșan și rugămintea e să avem o discuție fluidă, să preluați ideile unii de la ceilalți și să avem o discuție în care să nu trebuiască să intervin cu întrebări decât dacă chiar e necesar. Vă rog, cine vrea să spună prima dată părerea?
Cum hotărâți după... dumneavoastră. Da. O doamnă să fie, bine? Îmi permit eu să încep salutându-i în primul rând pe doi oameni minunați pe care îi apreciem foarte mult, și eu personal și tag social. Pe Alina Rusu nici nu o să o mai prezint, că e mai mult decât cunoscută, o iubește tot Clujul. Și vreau să îl salut, cum spuneam, și pe domnul Horațiu Stan și să spun că ne-a ajutat foarte mult și deci comunitatea. Pe noi, tag social, în lucrurile pe care le-am făcut în demersul nostru de a reduce comerțul ilegal cu câini online. Și cu asta am terminat. Mi-am permis să lungesc puțin introducerea, pentru că cu toată simpatia pentru câinii care suferă din orice, din orice motiv, ceea ce am auzit, poate n-am auzit complet, dar ceea ce am auzit e pur și simplu o întâmplare. E o întâmplare... e o întâmplare banală, dintr-un loc de joacă pentru câini, unde se întâmplă întotdeauna ca câinii să interacționeze. Asta e, în primul rând, e o interacțiune între câini. Acum, cât a fost, cum să zic, cât a fost o vină acolo sau cât de serios a fost atacul, asta cred că ar mai trebui discutat. Atât am vrut să zic, ca prima impresie după ce am auzit, e un lucru foarte banal care e și normal și bine că se întâmplă între câini în locul de joacă. Dacă sunt de acord cu dumneavoastră că nu este mare lucru, doar că vedeți ce spunea domnul Meseșan, că proprietarul acelui ciobănesc german și-a luat cățelul și a plecat fără să vadă dacă există urmări. Cred că într-un alt fel se rezolvă lucrurile în momentul în care se întâmplă un incident. Fie că e grav, fie că nu. În momentul în care s-au mușcat căței, nu putea să știe dacă e grav sau nu, cred că. Da, aici sunt două discuții. De asta am zis că nu, sigur că poate să fie grav și poate să nu fie. Sunt două discuții. Odată putem vorbi despre legislație, despre obligațiile unui proprietar de câine, despre obligațiile pe care le avem când suntem cu câinele într-un spațiu public. Și cu totul altceva, sau mă rog, în orice caz paralel, e bunul simț. Că atunci când ai un câine, te întâlnești cu un alt om, cu un alt semen de-al tău care are și el un câine și apare un conflict, primul apel nu se face, de fapt, la lege sau la acte normative, ci la politețe, 7 ani de acasă, bun simț. Doamna Rusu, dacă doriți să interveniți? Da, mulțumesc mult, salut cu drag invitații și eu vă știu și mă bucur mult să vă văd. E o bucurie să fim aici împreună, să dezbatem această întâmplare, cum spune Anca, inclusă în categoria interacțiunilor câine-câine, știi? Dar dacă ne uităm și la denumirea parc de joacă, a acestor spații sau parcuri recreaționale, cum văd că scrie adesea pe tablițe, se găsește pe tablițele din diferitele zone, ideal ar fi ca aceste interacțiuni să fie pe cât posibil lipsite de acest tip de agresivitate invazivă și care traumatizează, știi, și câinele și deținătorul animalului de companie. Și atunci chiar avem, uite, o lucrare de licența unui student foarte interesat de ce se întâmplă în parcurile cu câini la nivel de interacțiune, care este comportamentul câinilor, care ne spune nouă că aceștia se simt bine acolo. Dacă tu te plimbi și duci câinele într-un astfel de parc, ideal ar fi să fii prezent, așa cum a fost și cazul domnului Mihai Răzvan, dacă am reținut bine numele, Meseșan, și chiar este o întâmplare nu foarte plăcută sau traumatizantă atât pentru câine și pentru dânsul. Te duci cu speranța și cu așteptările, știi, că va fi un parc de joacă și animalele vor interacționa pozitiv, și atunci ideal ar fi, și asta am mai tot citit și am discutat și cu studentul care lucrează pe această lucrare, pe a observa care sunt indicatorii comportamental ai stării de bine sau fericire, cum se mai spune, cum se simte câinele bine și în stare de joc. Deci discutăm între noi, cei care ne ducem animalele în parcul de joacă, dacă există potențial de agresivitate. Evident, s-ar putea să fie un declanșator brusc pe care nu îl putem întotdeauna controla,
dar măcar știm, uite, câinele meu a mai dat semne că mârâie la alți câini pe stradă sau nu-l pot controla. Sau... Și atunci, cum spunea și Mihai, sunt atent, aștept eventual să iasă celălalt câine și intru eu, dar s-ar putea, cum voi să comentați, bun, și atunci unde e interacțiunea? Dacă acest câine tinde să interacționeze agresiv cu celelalte animale, atunci vom fi foarte atenți la reglarea comportamentului acestuia și vom cere sfaturi unor instructori canini, consilieri comportamentali, iată, sunt atât de mulți în Cluj, care ne pot ajuta să țintim tocmai această, mă refer aici la domnul celălalt, știți, cu câinele care aparent foarte rapid a interacționat agresiv cu acel animal tânăr prezent în parc. Deci părerea mea este că aici este nevoie de comunicare interumană, că noi venim cu câinele acolo, câinii vor comunica între ei și vor interacționa, dar este foarte important să știm cum gestionăm această interacțiune. Da, să ne cunoaștem câinele până la urmă, cred că nu. Ar trebui să, adică s-ar putea să fie printre rasele cele agresive, unii care sunt foarte liniștiți sau mult mai liniștiți, sau să fie printre rasele care nu necesită, să zicem, botniță, unii care sunt foarte agresivi. Domnule Stan, vă rog frumos, spuneți și dumneavoastră o părere. În rândul meu, salut și eu pe toată lumea și în afară de cei prezenți, oarecum în imediată apropiere, i-a salutat și pe cei pe care i-am văzut în imaginile prezentate de dumneavoastră. Am văzut imagini foarte frumoase la Câini de Salvare Transilvania, Oana Ciora, care este un standard al kinologiei clujene. Revenind la întâmplarea cu care în discuție, aș pleca undeva de mai departe, apreciind faptul că la ora actuală Clujul are aceste parcuri pentru căței, pentru care știm că ne-am luptat cu toții mult ca ele să existe. Este un mare beneficiu pentru orașul nostru. Rolul acestor parcuri este tocmai de a permite interacțiunea între câini, de a crea un mediu în care câinele poate să se simtă oarecum liber, pentru că nu este obligativitatea lesei acolo, nu este obligativitatea botniței. În general, din câte știu eu, la fiecare parc, cel puțin la înființare, a fost o placă mare cu regulamentul de funcționare al parcului. Între timp, unele dintre ele s-au mai deteriorat, dar cred că toată lumea le cunoaște. Apreciez și comentariul Ancai, pentru că în cele din urmă, sigur, există reguli, există legi, dar înainte de toate, cred că noi, ca și iubitori de câini, participanți și oameni prezenți în această comunitate, avem o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm și avem o pasiune comună. Să știți, deviza Asociației Kinologice Române este pasiune responsabilă. Da? Deci nu strict o pasiune, ci mai mult decât atât, o pasiune responsabilă. Asta înseamnă că, atât, chiar și dincolo de lege, dacă doriți, legea prevede clar responsabilitățile, dar noi avem și responsabilitate umană, pur și simplu. Un mod de a ne manifesta dragostea, nu numai chiar pentru câinele nostru, personal, pe care cu siguranță îl iubim foarte mult, dar acest lucru se poate și eu cred, cel puțin în mintea mea așa este, depășim puțin granițele câinelui personal și iubim până la urmă și câinii și ceilalți câini, câinele ca și animal și prin extensie, dacă doriți, întreaga natură, din punctul meu de vedere. Pentru că este poate, câinele este cel care vine aproape de noi, dar el este, pentru mine, este reprezentantul naturii, de care mă simt atașat și pe care o iubesc și în mijlocul căruia vreau să trăiesc ca și partener, nu altfel. Ca atare, faptul că ne cunoaștem câinele este absolut obligatoriu și acest lucru nu poate să vină decât din timpul pe care îl alocăm câinelui. Cât timp petrecem cu el. Da? Un câine pe care îl vedem rare ori câteva minute pe zi pentru a-i da de mâncare eventual și apoi câinele stă singur, nu este suficient. În
m-aș întoarce puțin și la limbajul canin. Da? Limbajul canin, știm, este diferit de limbajul uman. Oamenii ar vrea să învețe câinele să vorbească. Câinele însă are limbajul lui și cred că noi va trebui sau trebuie să fim cei care învățăm limbajul câinelui. Și de aici importanța, să zic așa, tezei de licență sau de doctorat, dacă bine am înțeles, care este în desfășurare, apropo de comportamentul canin. Acolo deja sunt lucruri bine cunoscute legate de poziția câinelui, capul, urechile, coada și așa mai departe, toate semnalele acestea. Vedeți că tradițional se spune și sunt oameni care spun: domnule, eu mă înțeleg cu câinele meu, câinele ăsta îmi vorbește, îl înțeleg, știu tot ce vrea. Aceste lucruri nu vin decât din conviețuirea strânsă între cele două ființe, în interacțiunea dintre cele două universuri, universul uman cu universul acelui câine. Și atunci se formează, vrând nevrând, învață unul de la altul și formează limbajul comun. Domnule Stan, spuneați despre acea pasiune responsabilă, nu? Care e sloganul Asociației Chinologice Române. Aș spune că putem observa că nu toți cei care au un câine sunt cu adevărat pasionați. Se poate să aibă câinele într-un anumit context și să nu fie neapărat pasionați. Apoi, probabil că responsabili sunt doar o parte, sper că cea mai importantă parte dintre cei care au animale de companie. Și vedem asta chiar și mergând pe stradă, în zona Liceului Bălcescu circul eu destul de mult și aproape în fiecare dimineață găsesc niște urme. Cineva își plimbă câinele și uită să-și ia punguța cu el. Cum reușim să-i determinăm pe oameni? Sigur, e lege, e în hotărârea de Consiliu Local numărul 64 din 21 martie 2017 obligația aceasta. Nu-mi dau seama, n-avem acum o statistică, dacă și câte amenzi se dau în direcția asta, dar cu siguranță că avem dovada, am eu dovada, că nu toți cei care au animale de companie sunt suficient de responsabili. Este foarte adevărat. Recunosc și eu, am întâlnit aceste lucruri. Să știți că până în urmă cu câțiva ani puneam pe seama câinilor comunitari, la care capitol Clujul cred că stă destul de bine sau chiar foarte bine, pentru că aceștia nu sunt în număr mare dacă ei sunt. În rest, vedeți, din nou ați amintit de coerciție. Eu aș merge mai mult pe educație. Clujul este un oraș universitar, un oraș care ar trebui să înțeleagă oarecum pe alte căi că o conviețuire înseamnă niște norme. Născut în Cluj, iubesc Clujul. Să știți că și pe mine mă doare fiecare muc de țigară care îl văd pe jos sau fiecare mizerie care o văd pe jos și, spre regretul meu, uneori nu mă pot abține și fac câte o observație care vă atrage niște, da, hate, cum se spune. Pe de altă parte sunt conștient că eu nu pot să schimb, nu o să schimb eu lumea și nu o să schimb nici măcar comunitatea, dar haideți să știți că am o mare satisfacție când mă plimb cu propriul câine și face caca în mijlocul străzii. Pentru că iau ostentativ, las să vadă toată lumea, iau ostentativ punga și ridic. Și l-arunc la coșul de gunoi. Poate mai vede cineva și poate data viitoare o să facă și altcineva la fel. Da, doamnelor, cum îi educăm pe oamenii care nu sunt suficient de educați în direcția asta? Că poate mai trebuie să treacă o generație și să se întâmple natural. Nu, ideea este că dacă vrei să schimbi lumea, trebuie să începi cu tine. Și cei din jur sau ceea ce este în jur se va schimba pe nesimțite. Încetul cu încetul. Iertați-mă, doamnelor. Eu nu sunt așa de bună și generoasă cum e Horațiu. Părerea mea este că cheia
schimbărilor rapide și o să revin imediat. Cheia schimbărilor rapide e coerciția. Și nu cred că, din nou o să spun că strângerea lui caca de pe jos și alte lucruri mărunte, care din nou țin de civilizație și de bun simț și de respect față de ceilalți, sunt probleme mărunte. Când vorbim de câini în România, avem probleme mult, mult mai mari și nu când vorbim de câini, mai clar, când vorbim de responsabilitățile oamenilor care au câini, problemele în România sunt mult mai mari. De acord. Și, și acolo au trecut 30 de ani de când avem lege, avem instrumente, avem tot ce ne trebuie ca să ne civilizăm și se întâmplă atâta educație cât se poate. Mai exact, educație în domeniul ăsta, fie își face omul singur, fie fac asociațiile, organizațiile neguvernamentale din domeniu. Administrațiile locale, naționale nu fac aproape nimic. Am uitat de unde am plecat. Vreau să spun că deci am zis, astea sunt lucruri mărunte. Doamnă Georgescu, până recuperăm ideea, aș vrea să mă leg de ceva ce a spus dumneavoastră despre nevoia de coerciție. Și o să ne uităm împreună la o știre pe care am difuzat-o noi la TVR cu un cățeluș călcat de mașină, filmat. Totul se vede video și cu toate acestea, poliția, se întâmplă la Deja asta, poliția a decis că omul care a călcat cățelul cu mașina a făcut-o neintenționat și că nu este vinovat. Haideți să vedem imaginile și ne întoarcem la nevoia de coerciție. Totul s-a întâmplat la începutul lunii decembrie în municipiul Dej. În zona în care a fost rănit animalul, există camere de supraveghere video, astfel încât a fost publicată și o înregistrare. În imagini se vede cum un bărbat scoate un cățel din mașină. Animalul ajunge în fața mașinii, iar șoferul, odată urcat la volan, pornește și îl calcă pe cățeluș cu roțile din stânga. Membrii unei asociații din Dej au venit imediat la fața locului, au preluat animalul și au sesizat poliția. La 3 săptămâni după eveniment, Poliția Animalelor a revenit cu un răspuns neașteptat, spun reprezentanții asociației. Astfel, autoritățile au transmis că în urma verificărilor a reieșit faptul că nu sunt incidente prevederile legale referitoare la regimul protecției animalelor. Membrii asociației spun că au fost surprinși de concluziile autorităților, mai ales că au fost contactați de stăpânul animalului care și-a recunoscut fapta. Am fost contactat de persoana în cauză, care a sunat și și-a făcut o mea culpa și și-a asumat tot ceea ce apare în imagini. Și de aici este marea nedumerire, adică persoana implicată recunoaște că ceea ce s-a întâmplat și ceea ce vedem cu toții din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pe când poliția, în rezoluția lor finală, spune că faptele sunt inexistente. Avem imagini, avem o persoană care recunoaște că a greșit, dar nu avem nicio pedeapsă și nicio soluție din partea poliției. De cealaltă parte, Biroul pentru Protecția Animalelor din Cluj a venit cu precizări în legătură cu acest caz. Aceștia transmit că fapta bărbatului a fost fără intenție. În urma ansamblului de verificări și a datelor rezultate, a reieșit faptul că incidentul s-ar fi produs în lipsa unei intenții din partea conducătorului auto, care ar fi găsit cățelul respectiv pe stradă, l-ar fi luat în autoturism cu scopul de a-l duce la un adăpost de câini și s-a deplasat spre zona care cunoștea că se află un astfel de adăpost. Însă, în urma faptului că nu a identificat locația exactă a adăpostului, ar fi ales să lase câinele în acea zonă. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj transmite că va face verificări în ce privește modul în care a fost gestionat incidentul de către polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor. Reprezentanții asociației din Dej spun că de un an de când există Poliția Animalelor, nu a fost soluționat niciunul dintre cazurile pe care le-au sesizat. Se fac anchete, dar fără niciun fel de finalizare, fără niciun fel de rezultat. Și vreau să vă spun, colaborările noastre anterioare cu Poliția Națională pe cazurile de abuzuri sau abandon erau mai bune decât ce se întâmplă mai nou cu această nouă înființată Poliția Animalelor. Și nu mi se pare normal să avem instituții de fațadă care să nu facă nimic. Cățelul care a fost călcat cu mașina a supraviețuit. Acesta a suferit o intervenție chirurgicală, iar costurile au fost suportate de Asociația Anima Protera din Dej. Specialiștii care l-au îngrijit pe cățeluș speră ca acum acesta să-și găsească un stăpân. Nicolae! Ce faci, Nicolae?
Da, doamnă Georgescu, coerciție. Modelul de la Dej. Mi-am recuperat și ideea între timp. Ne mai auzim oare? Da, da, sigur, vă aud. Da. Mă întorc la ce spunea Horațiu mai devreme. Clujul stă foarte bine din multe puncte de vedere când e vorba de câini. Eu am avut câini acum, spunea Horațiu, și adevărat. Eu am avut câine prima oară acum 20 de ani și la Cluj și nu auzisem de strâns caca cu punga. În jurul meu situația era aceeași. Pur și simplu nu exista obiceiul ăsta. În timp am văzut un om care, nu știu, poate venise din Germania, m-am luat după el, s-au luat și alții după mine și așa mai departe. De asta ziceam de educație, că ea are rezultate, dar durează foarte, foarte mult. Așa că depinde de noi. Vrem să se schimbe lucrurile, dar foarte încet, și atunci părerea mea e că ne bazăm numai pe educație, sau vrem să se schimbe foarte repede și poate mai temeinic, zic eu, și atunci ne bazăm pe coerciție. Personal, eu sunt pentru amândouă. Pentru amândouă. Bun, pentru ce ne facem? Haideți să revedem acum acest caz particular de la Dej, în care imaginile ne arată, m-am tot gândit dacă șoferul vedea de la volan câinele din fața lui, îl vedea, pentru că era o distanță suficient de mare față de el ca să poată să-l vadă. Dacă ar fi fost la, nu știu, o jumătate de metru, poate că nu-l vedea, dar era mai mult acolo. Ce facem cu poliția care vede imaginile și spune că totul a fost în regulă? În primul rând, asta aș vrea să corectez cumva conținutul materialului și chiar să vă încurajez. Asta nu e un caz destinat poliției animalelor și revin la limonada asta de instituție dacă trebuie. Asta este o infracțiune, se numește rănire fără drept. Și ține de poliția obișnuită, mă rog, deci de poliție ca orice altă infracțiune. Și purtătorul de cuvânt a fost de la Inspectoratul Județean de Poliție, așadar răspunsul a venit de la instituția IPJ, nu de la limonada despre care spuneați dumneavoastră. Da, ce să zicem, nici în cazul ăsta, nici în sute de altele, de fapt, poliția ori nu reacționează cum trebuie, asta pur și simplu pentru că la noi nu există tradiție în domeniul ăsta și nu există jurisprudență și încă contravențiile și infracțiunile care au ca victime animalele sunt privite așa, fie ca o toană, fie ca un fapt divers, fie ca un moft al celui care reclamă. Deci și aici multă educație și coerciție. Dar uite, acum îi dau dreptate lui Horațiu, aici abia poate că, într-adevăr, educația ar face minuni mai repede, însă și aici lucrurile pornesc de sus. Adică, pentru ca polițiștii să fie pregătiți, în primul rând, pentru ca apoi să acționeze potrivit cu pregătirea lor, care să fie contemporană, adică să fie egală cu anul în care suntem, pentru asta de sus, adică de la conducerea instituției și a instituțiilor, adică a ministerului, ar trebui să vină semnalele și să vină acțiunea. Adică nu-mi închipui că un polițist se apucă să se pregătească, în primul rând trebuie să afle că există legislație într-o nișă a domeniului lui și apoi, ziceam, nu-mi închipui că se duce acasă după serviciu și se apucă el să se pregătească individual, să se pregătească pe cont propriu în domeniul ăsta al legislației pentru protejarea animalelor. Merg la doamna conferențiar universitar, dr. Alina Rusu. Aș spune că statul român este un stat slab, care, deși are legi, nu știe să urmărească respectarea lor. Se întâmplă în foarte multe domenii, da? Dar se întâmplă și aici, în domeniul grijii față de animale. Da, să pun împreună cumva ce au spus colegii mei antevorbitori, cum se mai numesc, și a spune că, într-adevăr, combinația între coerciție și educație ar funcționa. Și ce putem face și ce am văzut că dă roade, dacă avem, de exemplu, un caz, am mai văzut acum recent pe canalele naționale, tot așa, cazul unei femei din București care a abandonat un câine, știți, și
legat undeva într-un parc, parcă acum nu știu toate datele, dar câinele a fost preluat de o asociație, dus într-un adăpost. Și cum s-a prezentat apoi cazul? Femeia a fost amendată conform legii. Deci câteodată și funcționează, iată, dar important este să transformăm aceste știri, chiar dacă a avut de suferit un animal sau o persoană sau ambele sau relația lor sau ne-a afectat pe noi. Pentru că eu, văzând cazul lui Nicolae, recunosc că am simțit la nivel emoțional, nu m-am simțit foarte bine. Și cum transformăm aceste cazuri și prezentate în presă în așa numitele momente educaționale sau exemple educaționale? Dincolo de ce spunea colegul nostru, domnul Stan, că tu ca persoană oferi exemple de bune practici și, sau cum spunea și Anca, am văzut pe cineva care poate a venit din Elveția, din Germania, nu știu, așa am văzut și eu prima dată în Elveția, cum oamenii strângeau fecalele după câini. Bun. Deci avem potențialul de a imita, de a include în repertoriul nostru comportamental, deci iată, ne educăm prin învățare socială, dar aici depinde foarte mult și de presă și mă bucur, cum faceți și dumneavoastră acum, că anumite evenimente care se întâmplă le supunem reflecției. Bun, deci reflecția, acum depinde și cum o ducem, dar reflecția, această analiză critică, poate pe unii afectează mai mult, poate pe alții mai puțin, are însă potențial foarte mult de modelare, de învățare. Este un motor al învățării. Bun, de unde trebuie să începem? Mă gândesc că la țară, de exemplu, câinii proaspăt născuți sunt lăsați pe câmp sau sunt, am văzut tot felul de situații, acolo nu funcționează lucrurile, nici măcar cum funcționează la Cluj. Și cred că tot sistemul ăsta ar trebui cumva, nu știu, gândit, cumva regândit din temelii, nu-mi dau seama, sau oricum modul de a transmite oamenilor ar trebui să fie mult mai intensiv, pentru că un cățel nu vine cu... nu știu, cu un regulament, nu vine cu un cod de bare. Nu... Deci în momentul în care apare un cățel în viața ta, nu vin instrucțiunile pe un caietel sau pe cutie, da? Tu trebuie să știi deja niște lucruri. Și bine, românii pare că nu prea știu. Îmi dați voie. Vă rog. Dacă îmi permiteți. Sigur. Cred că un mesaj foarte important al acestei emisiuni ar trebui să fie pentru ascultătorii dumneavoastră și ai noștri, faptul că nu sunt singuri. Oamenii care trăiesc, indiferent unde trăiesc, în orașul Cluj, la țară, oriunde, da? Acum, în epoca noastră, distanța nu prea contează. Sunt o mulțime de posibilități de a lua contact cu cineva care te poate ajuta cu un sfat bun sau poate chiar mai mult decât atât. În momentul în care ai o problemă, știu eu, dintr-un punct de vedere te depășește, nu mai poți să mai ai grijă de câine pentru că, și aici motivațiile pot să fie multiple, nu ești obligat să găsești o situație disperată la care să apelezi într-un moment critic. Poți foarte bine să apelezi la o asociație de profil. Asociația Chinologică Română are sedii în toate județele, deci este evident națională, cu numere de telefon. Pe de altă parte, sunt și aceste organizații sau alte organizații, pur și simplu adăposturi, oameni care iubesc câinii, oricine. Și putem fi contactați, se spune OFU, găsim soluția, pentru că noi probabil ne mișcăm un pic mai bine în această lume. Și vedeți, prin mijloacele acestea de socializare, eu văd destul de mult apeluri și oameni care fie au găsit un câine, fie vor să doneze un câine, fie sunt foster pentru un câine și spune, uite, îl țin eu o lună, două, până găsim un stăpân. Ajutați-mă, ajutați-ne să găsim un stăpân. Toată comunitatea se mobilizează, găsim un stăpân responsabil, un loc bun pentru câinele acela. Deci, cred că putem, sau oamenii pot să înțeleagă că suntem pentru a le oferi sprijinul. Și ne bucurăm când ni se cere acest lucru. Da, dar știți că dacă mergem la adăpostul de la RADP, o să vedem că, deși s-a modernizat de curând, numărul de locuri este mult prea mic față de numărul de căței. Sunt și alte adăposturi în Cluj.
Sunt și alte adăposturi cu oameni unde sunt mulți chiar voluntari care muncesc, câinii stau în condiții foarte bune. Eu personal le-am vizitat și am rămas impresionat nu numai de condițiile oferite câinilor, ci chiar și de frumusețea câinilor pe care i-am văzut acolo. Unii, un câini de rasă pe care vă mărturisesc câteodată, nu sunt așa câini frumoși nici care în expozițiile chinologice, cum am văzut acolo, sau câini metiși, dar un câine, nu neapărat asta este considerentul principal, dacă este de rasă sau nu. Un câine poate fi frumos pur și simplu, pentru că este un câine. Și revenind la cei de la țară, cum îi determinăm să-și sterilizeze căței? Că până la urmă cred că asta este soluția pe care ei poate că o știu sau aici, nu știu, dar sigur nu aplică. Aici, legislația este foarte clară. Deci legislația este foarte clară și intră în responsabilitatea medicului veterinar. Dacă la un moment dat se impune sau este o problemă de cost, care în principiu nu este, sunt multe asociații care își iau sau își asumă responsabilitatea inclusiv a costurilor, sunt campanii de sterilizare care s-au făcut. Da, vedem imagini chiar de la o campanie a asociației TAC Social, Transilvania Animal Care. Doamna Georgescu este alături de noi. Chiar asta vreau să spun, că văd cu plăcere niște imagini de la o campanie de sterilizare foarte mare de acum 2 sau 3 ani din comuna Beliș. O să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat acolo ca să vă răspund și la întrebare. Am găsit disponibilitatea grozavă a primăriei locale. Am început prin a explica primăriei care e situația, care e legislația, ce are de făcut, pentru că din păcate domnul primar, de exemplu, deși părea așa un om, mă rog, care poate apăsa pe mouse, nu aflase că există sterilizare, că sterilizarea până în momentul ăsta al istoriei omenirii e dovedită ca fiind singura metodă eficientă cu adevărat de control al numărului de câini. El căuta, l-am convins foarte greu că nu suntem o firmă care vine să ia câinii, deci el căuta o firmă care vine să ia câinii, am explicat, am povestit, i-am oferit materiale de citit, până la urmă ne-am înțeles. A urmat apoi disponibilitatea de care vă vorbeam, adică faptul că ni s-a pus la dispoziție un spațiu minunat în care am făcut zile la rând sterilizări, din banii, și aici vine partea a doua, din bani din străinătate și din donații individuale. Ce se mai poate face? Aproape în fiecare localitate din România se pot aloca fonduri din bugetul public pentru astfel de campanii de sterilizări, cu condiția, mă rog, să existe și medici care operează, pentru că nici ei nu sunt foarte ușor de găsit. Ce a lipsit de la Beliș și ce lipsește în general din aceste campanii, mai este un singur lucru esențial. Primăria foarte greu își asumă să-și informeze cetățenii, poate pe un ton așa mai ferm, cum că sterilizarea, ca și vaccinarea antirabică, ca și înregistrarea câinelui, este o obligație legală a proprietarului de câine. De ce se ferește să facă asta? Putem discuta. De obicei, în zona rurală, locul e mic, oamenii se cunosc, au diverse feluri, o dinamică a relațiilor deosebită. Primarului poate e teamă, e frică, e rușine să oblige oamenii să facă ceva. Dar, în principiu, de la asta trebuie pornit. Dacă eu aș fi într-o poziție de genul ăsta, aș face așa cum se face peste tot în lume. Ai un an pentru o campanie de informare, după aceea urmează sancțiunea. Doamnă Georgescu, din păcate, timpul pentru emisiune se apropie de final și aș mai fi vrut să-i adresez o întrebare doamnei profesor Alina Rusu. Ca să tragem o concluzie împreună într-un minut, ce înseamnă cu adevărat, sau ce ar însemna cu adevărat să-i arătăm câinelui nostru că-l iubim? Ca o concluzie a discuției noastre. Aș folosi termenul de responsabil, să-i cunoaștem comportamentul și să-i asigurăm nevoile, pentru că numai, dar pe fond de joc și de bucurie, din perspectiva și a noastră și a câinelui. Asta ar fi concluzia. Da, foarte scurt și la obiect, să ne iubim și să ne
cunoaștem animalul de companie. Mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi doamna Anca Georgescu, director executiv la TAC Social Transilvania Animal Care, de asemenea profesor universitar, conferențiar universitar, dr. Alina Rusu, de la Departamentul de Psihopedagogie de la UBB și de asemenea domnul Horațiu Stan de la Asociația Chinologică Română. Mulțumiri tuturor! În partea a doua a emisiunii mergem către teatru, pentru că vom avea o premieră foarte interesantă săptămâna aceasta. Până atunci însă vreau să vă propun să vedeți imagini cu un tânăr antreprenor care a lansat o aplicație destinată persoanelor care au nevoie de îngrijiri la domiciliu. Aplicația a fost lansată pe piață anul trecut, are deja peste 100.000 de descărcări și peste 25.000 de utilizatori activi. Ovidiu a avut ideea de a crea o astfel de aplicație înainte de pandemie, dar contextul actual i-a arătat cât de util este un astfel de serviciu prin care poți beneficia de servicii medicale de top la tine acasă în intervalul orar ales de tine. Ai o plajă destul de largă de servicii disponibile, de la perfuzii până la injecții, recoltări de orice natură, recuperare medicală prin fizio-kinetoterapie, masaj, tratamente ORL, tratamente pentru plăgi, tratamente pentru escare, tratamente pentru fire postoperatorii și multe altele. Aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a selecta specialistul în funcție de prețul și evaluările celor care l-au rezervat în trecut. Utilizatorul descarcă aplicația pe un dispozitiv mobil, se conectează prin intermediul unui cont de pe o rețea socială, adaugă adresa unde este necesar serviciul medical, selectează specialistul și plasează comanda. Urmând acești 6 pași, utilizatorul trebuie doar să aștepte ca asistentul medical sau medicul să-l viziteze acasă. Am găsit foarte mulți asistenți medicali și medici care totuși sunt disponibili să-și dedice mai mult timp aplicației, pentru că lucrează în sistemul public de sănătate unii o zi cu o zi liberă și în ziua liberă își pun disponibilitate în aplicație ca să poată avea activitate în plus. Aplicația se adresează în special persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și celor care suferă o limitare fizică temporară. Până acum, platforma are peste 25.000 de utilizatori activi. Serviciile cerute sunt din cele mai diverse, dar trei sunt cele mai frecvente: perfuzii, injecții și recoltări de analize. Utilizatorii pot folosi aplicația în toate marile orașe din România, urmând ca aceasta să se extindă în viitorul apropiat și în zonele rurale. Personalul medical inclus pe platformă este acreditat de Ministerul Sănătății. Premieră la Teatrul Național, o noapte furtunoasă, duminică, dacă știu eu bine, dar dacă nu știu bine o să ne spună chiar regizorul acestei piese, actorul și regizorul Dragoș Pop alături de noi. Vă salut, domnule Pop! Vă salut cu respect, domnule Lescu, și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, ne face plăcere să vă avem alături de noi și o să vă rog să ne spuneți mai multe despre această piesă nouă care are aproape 150 de ani. La fel de nouă și astăzi ca în urmă cu aproape 150 de ani. Da, acum e domeniul clișeului, Caragiale e etern, va rămâne etern, ne reprezintă absolut toate, tot ce a scris este nou și păstrează noutatea, în contemporaneitate vorbesc. Cred că aș pleca de la faptul că este anul Caragiale și în teatru, în arte în general și în literatură, 170 de ani de la nașterea, practic și de la nașterea lui Caragiale, 110 de la moartea lui Caragiale. Cumva, fiind anul Caragiale, este de datoria noastră, cel puțin a Vreslei, să-l comemorăm, care, cum bine știm, zic comemoria, adică să-l rememorăm împreună pe acest Shakespeare al nostru, pentru că și îmi place să spun și tot timpul la repetiție asta spuneam, Shakespeare-ul nostru spunea, nu, e Caragiale, e Caragiale, scuze-mi, e Shakespeare. Dar pentru mine e Shakespeare. Acum aș începe cu de ce am ales Caragiale și de ce am ales regia. Presupun că asta voiați să mă întrebați. Vreau să vă întrebăm multe și acestea și alte întrebări sunt pregătite, da. Da, deci va fi pe 23, premiera va avea loc duminică pe 23 ianuarie. Premiera a avut loc în 18 ianuarie 1879 la București. Deci la 5 zile distanță și ceva anișori, iată de premiera de la Teatrul Național București în 1879. Deci noi
Am vrut să facem pe 18, totuși ne-a ieșit pe 23. Am o distribuție fantastică de excepție. Colegii mei sunt geniali, iar eu sunt chiar cu adevărat desăvârșit. Nici nu ne îndoiam de asta. Dar să știți că mă așteptam să vă văd și în distribuție, dar înțeleg că stați numai în culise. M-am hotărât de data asta să trag chiulul și am lăsat pe alții să muncească. Și eu ca regizor m-am de... Da, acum m-am mistuit focul regiei și sper să mă mai mistuie. Și aveam și distribuția cumva sub nas, așa, adică era și păcat cu ce oameni aveam acolo alături de mine, foști colegi, să nu facem această călătorie. Unii ar zice o nebunie, alții trebuie, e prima mea regie a unei piese. Am ales o noapte furtunoasă, chiar prima piesă a lui Caragiale, pentru cine nu știe. Deci o piesă scrisă la 27 de ani, cu foarte multă energie, cu foarte mult nerv, scrisă așa, aproape dintr-o suflare, fără să-i scape nimic. N-a lăsat nimic pe lângă domnul Caragiale când a scris, în același timp nu a pus nimic în plus. Deci mi se pare o piesă perfectă. Perfectă, cu tonul, cu energie, cu foarte multă vivacitate. Cam asta am și urmărit. Distribuția ar fi cam următoarea. Ovidiu Crișan ar fi jucând Dumitrache, adică este jucând Dumitrache. Ovidiu Crișan, pe care îl știți, colegul meu, știți din foarte multe filme, un actor minunat, un actor fantastic, un actor care, în viziunea mea, este născut pentru Caragiale. Apoi, Veta, o regăsim pe Ramona Dumitra, legenda Teatrului Național Mitul, și ea o actriță foarte, foarte minunată, care se pliază pe muzica lui Caragiale. Zița este Romina Merei, respectiv soția mea. Ce pot să spun? Nu sunt nebun, e genială. Vreau să am liniște acasă, dar într-adevăr face o Ziță surprinzătoare și pentru mine. Nu mai pot opri, practic m-am săturat de Caragiale, în continuu de Caragiale și la teatru și acasă. Enrica Venturiano o regăsim pe Radu Lărgeanu, de un comic fantastic, aproape suprarealist. Chiriac este Ioan Isaiu, chiar acum îl văd în fotografie, cu jucând Dumitrache, care face un chiriac de excepție prin forța asta masculină, bărbătească, robustă și cumva needucată, așa, cam în zona asta am construit personajul. Adică un macho de vârsta a treia, a doua și jumătate. Așa. Da. Spiridon este Alexandra Tarce, aici face un travesti, colega noastră Alexandra Tarce, care face un travesti, un pariu personal pe care cred că l-am câștigat și face un Spiridon fantastic. Îți vine să-l iubești și să-l pleznești în același timp, dacă vă imaginați. Iar Nae Pingescu, acest rezoner a lui jucând Dumitrache, dar cel care în același timp poartă și povara adevărului din spate, din spatele intrigii, este Miron Maxim, iar și un actor de factură, acum am descoperit, britanică, anglosaxonă. Deci un tip de a juca, unii spun ardelenește, dar un tip de a juca așa minimalist. De unde constatăm că de la ardelenesc la englezesc nu e așa o mare distanță, nu? Da. Domnule Dragoș Pop, pentru că mai avem foarte puțin, haideți să ne spuneți cum se va juca piesa în contextul acesta pandemic. Se va juca fizic, mă gândesc, dar cu un număr redus de locuri în sală. Da. Suntem strânși, cum se zice. Da, 30% din capacitatea sălii e disponibilă publicului. Astea sunt noile reglementări, cu mască, trebuie să fie oamenii vaccinați sau să prezinte un test numai vechi de 72 de ore. Probabil știți lucrurile acestea. Pentru noi, pot să spun și recunosc, nu o să spun, noi vom juca. Nu e același lucru ca la o sală plină, ca la o sală de 1000 de oameni. Da, să sperăm că la următoarele reprezentații se va putea cu 100%. Nu putem decât să sperăm asta. Și vă dorim succes, domnule Pop.
la această primă piesă pe care ați regizat-o. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiune. A fost Dragoș Pop, actor, îl cunoașteți ca actor, dar este de acum și regizor. Iar prima piesă pe care a regizat-o, O noapte furtunoasă, de Ion Luca Caragiale, duminică la Teatrul Național. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Sunt Ionel Lespuc, salutul meu, alege știința, alege să te vaccinezi ca să poți să mergi și la teatru. Toate cele bune, la revedere!